Cazul femeilor nevoite să intre în casă pe geam se schimbă de la o zi la alta, după ce sora femeii, care nu are cum să intre în casă, a declarat că actul de proprietate îi aparține, nepoata sa iese la rampă și susține că actul este la ea și la mama sa, casa fiind moștenită de la părinții mamei. De 22 de ani s-a judecat cu părinții, nu cu mama, inclusiv cu mama după aceea, 22 de ani, unde într-adevăr în 2008 a obținut o condamnare, unde și-a condamnat propriul tată 3 luni cu suspendare și pe sora acesteia pentru faptul că au spus că nu respectă o hotărâre judecătorească. De asemenea, aceasta a spus că a locuit și a construit în permanență la această adresă unde locuim noi, unde de 22 de ani aceasta nu mai locuiește la adresa noastră. Mai spune că i-a fost împărțită proprietatea. De cine i-a fost împărțită proprietatea? Că părinții au făcut contract de vânzare-cumpărare, mamei mele în 1994, conform autorizației de construcție din 1962, părinții și-au dat proprietatea lor cui au dorit. Acum situația proprietății casei este neclară. Femeile se judecă în continuare pentru a obține imobilul. Sentința prin care mi-a fost anulat contractul de vânzare-cumpărare parțial, luându-se în locul casei care nu există, două camere și holul din casa bătrânească. Da. Pe ce motiv? Cu așa a cerut ea, nu? Așa. Unde a fost judecat acest... La tribunalul Mehedinț. La judecătorie nu mi s-a anulat, decât la tribunal. Ați făcut recurs? Am făcut contestație în anulare, care se va judeca pe 27 septembrie la Curtea de Apel Craiova. Sperați că se va soluționa? Trebuie, pentru că din documentele care sunt, normal că trebuie. Însă, până la clarificarea situației, femeia susține că ea și mama ei nu au un acoperiș deasupra capului, fiind nevoite să stea sub cerul liber casa, în casă fiind singurul loc în care pot sta. Dumneavoastră aveți altă casă în care să locuiți? Eu am o casă în construcții, dar acea casă nu este terminată, nu este finalizată, nu există certificat constatator de la primărie din care să rezulte acest lucru. Mama dumneavoastră are? Nu, păi asta... Unde stați? Păi intrăm pe geam în cele două camere care ne-au rămas. Dormim pe jos, că avem lucrurile până în tavan. Conflictul dintre cele două surori datează de zeci de ani, însă, nici după numeroasele drumuri prin tribunale, acesta nu a putut fi stins. De cele mai multe ori, asemenea situații nu se soluționează nici după o viață.